permis și eu să citesc o poezie tot de dragoste și, cum spunea domnul Zilieru, domnul Vicol, că mai rar, mai des aude un bărbat care scrie pentru femei și mai puțin femeile care scriu pentru un bărbat. Iată, eu am să vă prezint astăzi o poezie care am scris-o pentru un bărbat, pentru soțul meu. Da. Vino, iubite, hai vino, iubite, să guști fericirea. Te aștept liniștită în camera mea, cu atingeri moi de catifea. Chep șoaptele nopții să apară, mă las cuprinsă de o tainică vioară, mi-e foame tot mai mult de tine. Fură-mă din lumea mea, îți dau toată îmbrățișarea. Când frământăți de doruri, trăim din amintiri și amoruri, să fim o lume cu lumea din noi, dar totuși numai eu cred în noi doi. Lumina ne cunună pe amândoi, dar noaptea și ea m-a trădat. Zorii ca pe speranță mi te-au luat. N-a fost decât un vis. La revărsarea zorilor tu ai plecat. Curând, dorul în vise se îmbracă. Ești iubitul meu, erou de carte. Sunt Penelopa ta, cu tine aș pleca departe. Spre altă lume de început. Păcat că nu se poate, aș fi vrut, drumul transparent și nevăzut. Cum? Păi, dacă tot ești pe scenă, Daniela, să spargem gheața cu diplomă. Deci, spuneam că cartea apărută în acest an la editura Timpul din Iași se cheamă Florile Cireșului Tânăr. Prima ei carte de poezie, după aia a și fost tradusă și în engleză. Deci, pentru această carte, Primăria Târgu Bujor și Societatea Scriitorilor Costache Negri, diplomă, se acordă premiul Primăriei Târgu Bujor pentru cartea de poezie a anului Florile Cireșului Tânăr, de Daniela Guman, editura Timpul, Iași 2017. Premiul a fost acordat în cadrul Festivalului Național de Poezie Grigore Hagiu, ediția 25-a septembrie 2017, Târgu Bujor, Galați, România. Primar Laurențiu Verol Gâdăi, președinte Stărian Vicol, adică eu.